scuze pentru faptul că am tot întârziat cu acest videoclip. Știu că tot vorbești de vreo două săptămâni că îl postez. Băi, eu am prietenul meu aici în poliție, da? Deci eu am prietenul meu aici peste tot, la frontieră, la pompieri, polițiști. Da? Hai să vedem cum face. Vezi, am și zis că l-am filmat, l-am filmat de vreo 2-3 ori, dar nu am fost eu mulțumit 100% de el. Așa că îl mai filmez acum pentru ultima oară, o să-l editez așa cum trebuie, cu ajutorul lui Rareș, să rămână mult Rareș. Sunt aici la zbârv. Dacă nu s-a editat clipul ăsta într-o săptămână. La studio ce are băiatul aici. În videoclipul de astăzi o să vorbesc despre motivele pentru care am fost exmatriculat de la Academia de Poliție. O să vă expun condițiile din instituție și tot ce am trăit. Deci că sunt la recorder. 4 ani de zile, aproape 4 ani, că n-au decis oamenii să mă opresc pe la 3 ani jumate. Și totodată o să vă spun și diferite sfaturi, o să vă dau diferite sfaturi pentru viitorii candidați, în caz că vreți să veniți la Academie sau la Câmpina sau la alte instituții militare. Academia de Poliție, din bă, câte... Nu poți să scrii pe chat antimiliție, coaie, că n-ai cum, bă, fără structurile astea, frate, de stat astea, gen poliție, ambulanță, poliție, medici, toate lucrurile astea, o societate normală nu ar funcționa. Asta nu înseamnă că toți sunt la fel. Știu, este o structură anarhie, ceea ce militarizată, cu toate că noi avem doar obligațiile unui militar, ci nu și drepturile, dar în fine, asta trece peste. În primul rând, toată povestea începe în noiembrie 2023, când am postat un videoclip în care vorbim. M-am simțit dator colegilor mei din prezent, dar și viitorilor candidați de la Academie, să precizez aceste lucruri. Vorbesc despre problemele pe care le întâmpinăm în viața de zi cu zi în Academie și punând accentul pe mâncarea pe care o primeam. În primul rând, vreau să expun faptul că din partea Academiei de Poliție nu a fost recunoscută absolut nicio vină. Pe scurt, 150 de studenți au făcut toxinfecție. Oricum, nu știu dacă vă dați seama, dar în momentul ăsta, real vorbind, Game of Thrones ce se întâmplă aici. Gen, aici e Game of Thrones direct, aici o să pornească un război. Aici doar se așteaptă să vedem cine se dă în judecată pe cine. Ori dă Adrian Elicopter în judecată, ori dă ei. 100%. Infecție alimentară după ce fiecare a mâncat la aceeași sau aceleași săli de mese din interiorul campusului universitar. Fără să vorbesc despre acest subiect, ar fi fost foarte ușor mușamalizat, exact ca în alte cazuri în care studenții au ales să împărtășească opinii publice situația din instituție. Eu am avut avantajul că aveam urmăritori și putea ajunge mai repede mesajul la oameni față de colegii și colegele mele care nu se puteau bucura de acest lucru. Ca să înțelegeți, oricine alege să vorbească despre astfel de probleme va fi judecat pentru că a ales să o facă, va fi consemnat pe o perioadă de câte... Crezi că are șansa Adrian să câștige? Bă, frate, nu știu. Câteva săptămâni și amenințat cu exmatricularea. Motivul pentru care își permis să facă aceste nedreptăți din perspectiva lor este... Real, tu ești singur împotriva la o instituție. Adică nu e ca și cum tu lupți împotriva altui om, știi? Și acolo e altceva, e... Este că în regulamentul Academiei se specifică să fii loial instituției, așadar să nu vorbești despre niciun aspect negativ în spațiul public. Totuși, după cum bine știți, acțiunile unui student al Academiei de Poliție nu intră doar sub incidența regulamentului intern, ci și a Constituției României și legilor interne. Vorbind despre Constituție, cu toții cunoaștem dreptul la libera exprimare, care în marea majoritate a timpului nu poate fi suprimat, cu mici excepții, totuși, ca de exemplu exprimarea opiniilor politice în cazul în care ești polițist, divulgarea unor aspecte profesionale secrete despre care oamenii nu ar trebui să știe și multe altele. Totuși, a pune în față oamenilor o problemă ce ar putea leza sănătatea studenților nu poate fi una. Ideea e că el avea de ales simplu. Merg pe influență reală. Eu personal v-am zis, visul meu a fost și încă este, a fost să ajung polițist, adică e un job destul. Este, mie oricum îmi place să ajut oameni. Mie mi se pare că e cam primul front acolo în care poți să ajuți oameni, în societate cumva. Poți să ajuți oameni, poți să ajuți o femeie care e lovită, poți să ajuți un copil, poți să ajuți gen, știi? Și mi se pare că e primul front acolo. Ilegal, deoarece există și legea privind protecția avertizorilor în interes public. Prezenta lege constituie cadrul general în materia protecției persoanelor care raportează încă... Și ca pompieri și ca medici, da, e acolo. ...care are legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul... Ce, mă, eram pe live? Să mor dacă te mint. Când? Am intrat pe TikTok? Eram în vacanță. Era un tip, vrea și el bicicletă, mâncați și gura ta, că, ci că vezi, doamne, cineva ar fi furat bicicleta, că pula mea că era bicicleta lui, care doveză, nu vrea să-i dea bicicleta înapoi poliția, că cu tare nu știu ce. L-am întrebat cât timp o bicicletă. Păi 7 milioane. I-am dat 7 milioane să-și cumpere bicicletă, i-am mai dat și 1000 de lei, zic, ia mă, stai și tu să... Că am văzut care copii, să le cumpere la copii dulciu, să le cumpere... Așa am simțit să fac. Persoanelor juridice de drept privat. Așadar, având acest text de lege în față, care este prioritar din punct de vedere juridic în fața unui regulament intern, putem trage concluzia că orice student care a fost supus anumitor presiuni din partea conducerii Academiei s-a aflat într-o poziție de victimă.
pentru că subiectele dezbătute atentau la sănătatea lui sau ei propriu-zisă, sănătatea fizică și chiar cea mentală. Revenind la subiectul exmatriculării, am ajuns la Academie după ce am postat videoclipul respectiv pe internet, în condițiile în care instituția a fost închisă circa 2-3 săptămâni. Această perioadă legându-se și cu vacanța de Crăciun. Încă de când eram acasă am auzit tot felul de lucruri, că vor să mă exmatriculeze, că încep și caută un motiv pentru a o face și că voi avea de suferit când revin acolo. Nu mă speria gândul pentru că oricum... Uite, vier, mâncați și urată. Cum am făcut? Poate a fost... Ce dracu, scuze, poți să găsești și mă, că și eu las mâncare, mâncați și gurata, că tot unul de zile și tot nu fac vierme. Totul neavând nimic de câștigat, gestul era unul asumat și doar pentru colegii mei și viitorii candidați. Eram anul 4, puteam să tac din gură și să-mi văd de treabă, dar nu pot face acest lucru, din moment ce motivele care ne erau aduse pentru ceea ce s-a întâmplat sunau în felul următor. Sunteți nespălați, voi ați greșit, voi comandați mâncare, voi aduceți sandwich maker în cameră și faceți mizerie, de la voi vin șobolani, de la voi tot ce se întâmpla. Tot discursul pe care îl aveau cei din conducerea Academiei se lega practic de dezumanizarea studenților. Practic, mereu când e ceva greșit, se apelează la dezumanizarea studenților ca mijloc de a rezolva lucrurile. Doresc să precizez faptul că orice informație indicată de către mine mediul online a fost pusă în vederea tuturor studenților de pe grupul de WhatsApp pentru a crea un front comun în a ne exprima nemulțumirea față de sistem. Nu a fost o ambiție personală pentru care voiam să demonstrez eu ceva anume, cum anumite surse au indicat pe internet în perioada respectivă. Ca să înțelegeți mai bine situația, doresc să vă precizez faptul că până în anul 4 nu a fost sancționat în absolut nicio formă, deci nici... A pornit un război, mă, pentru că el avea de ales atunci, frate, când a intrat. Băi, e greu, mă, mâncați și curată, că e copilul până la urmă cu aia. La 20 ceva de ani încă e și copil, încă ai suflet de copil, nu că noi n-am avea acolo la 30 de ani suflet de copil sau ceva, dar în momentul când ai aici, frate, efectiv... Academia, da? Și în dreapta îți vine Shelly cu filmul, cu toate alea. Coaie, hai să fim sinceri, cine a refuzat film cu Shelly? În pula mea, coaie, hai să fim reale acum, sinceri. Cine a refuzat să intre într-un film cu Shelly? Cu Shelly, cu toate astea, când știa că o să ajungă extraordinar de celebru, nu? A vrut să meargă în paralel, efectiv, a vrut să meargă în paralel. Avertisment scris, nici mustrare scrisă, nici preaviz de exmatriculare, nu aveam absolut nicio problemă, dar uitați că în anul 4 s-au găsit destule probleme pentru a putea fi exmatriculat în cele din urmă. Am ajuns la Academie, normal că după toate lucrurile pe care le-am spus pe internet au început să fie presiuni din partea conducerii, din partea comandanților, orice lucru mic, nesemnificat pe care îl făceam, era accentuat de către domnii comandanți, de către cei care se ocupă de sancțiunile minore, nu sancțiunile pe care vi le-am precizat adineauri cu avertisment, cu preaviz de exmatriculare, în sensul în care la noi la Academie e un lucru numit consemnare. Dacă faci ceva, dacă dormi o oră în plus, ești consemnat pe o anumită perioadă de zile, 2-3 zile și nu poți să ieși din instituție. De obicei se întâmpla chestia asta pe weekend, pentru că atunci noi mergeam acasă și luându-ne dreptul ăsta, practic asta era sancțiunea. Adică dacă cineva stătea la cameră în timpul unei ore, pe cineva prindea la pavilion, orice problemă de genul acesta se putea rezolva în rândul celorlalți studenți, dar dacă mi se întâmpla mie, consemnat o săptămână, 2-3 zile, pe weekend, deci nu conta la mine, nu exista să discutăm despre subiect, eu eram sancționat direct. A trecut toată treaba asta, probabil din cauza că au... Numai că Adrian și-a pierdut din credibilitate la faza cu bătaia. Bă, ce căcat, bă, sunt lucruri mari aici cu aia, îți dă unul cu un pahar în cap, ce vrei să-l pupi? Ești nebun, e greu, coi, nu e chiar așa, toată lumea vorbește stânga și în dreapta, ești nebun la cap. Dacă tu ai o femeie și vine unul și se ia de ea și îți dă cu paharul în cap, îți dă cu paharul în cap la o petrecere, ce dacă despre ce vorbim? Văzut că am o anumită putere în mediul online, nu putere, nu pot să o numesc putere, dar exact ce v-am spus eu față de colegii mei, puteam să ies pe Instagram, pe TikTok, să vorbesc despre lucrurile respective, despre abuzuri și automat opinia publică afla despre ele, probabil lor le-a fost frică să mai discute subiect. Asta e problema cu aia, că la 20 de ani copil și bunicul meu la 19 ani a luptat în al doilea război mondial. Cristian Anghelache. Doamne iartă-mă, mâncați și curată. Ești atunci când încă era cald și au lăsat-o așa, nu s-a mai întâmplat nimic în afară de sancțiunile respective pe care vi le-am precizat anterior. Acum să vorbim despre exmatricularea propriu-zisă și ce s-a întâmplat, care sunt cauzele. O să vă pun și preavizul de exmatriculare pentru că până la urmă asta vă interesează în mod special, mă gândesc, poate sunteți curioși. Poate sunteți studenți la Academie sau viitori studenți, nu doar la Academie, la Câmpina, alte instituții. Până la urmă nu văd nicio diferență între Academie, salut, între salut. Câmpina, între instituțiile militare din MAPN. Mi se pare că peste tot condițiile sunt la fel și într-un mod negativ. O să vă arăt și actul propriu-zis, adică preavizul de exmatriculare, deci stați până la final pentru a citi datele respective. Nu vă pot arăta exmatricularea, decizia exmatriculării, pentru că sincer nu mai am foaia respectivă, dar se corobora totul cu preavizul de exmatriculare, deci după părerea mea ăla e cel mai important.
Și totodată, dacă le luăm cronologic, o să vă arăt și o să vă indic faptul că preavizul, după părerea mea, este o decizie. Băi, vorba e că e foarte greu cu aia când îți vine gen... Bă, nu zic că a reacționat corect, că... Dar nu e... Cine sunt eu să îi spun lui Adrian ce să facă cu viața lui? Dacă îți vine, frate... Bă, șansa de a juca într-un film, de a apărea în cinematografe, coi, terminați-mi pula mea la ăștia care spuneți că nu ați fi făcut-o. Terminați-mi căcat că, bă, e, nu e chiar așa, coi. Doamne iartă-mă, sunt actor, coi, ești nebun la cap, care stau prin teatre și n-ajung să joace în filme, stau 40-50 de ani și nu joacă niciun film. A avut o oportunitate imensă, extraordinar de mare, ești nebun. O decizie ilegală, o decizie greșită pe care au luat-o asupra mea și automat, fără acel preaviz, exmatricularea propriu-zisă, exact cum am spus, nu ar mai putea exista. Să vă povestesc un pic contextul, trebuia să filmăm pentru Bass House, da? Filmul pe care l-am făcut împreună cu prietenii mei, cu băieții, cu fetele, cu cine a fost acolo, cu Shelly. A venit momentul în care trebuia să filmăm, cu câteva săptămâni înainte. Ne-au întrebat, puteți în datele respective, cum să planificăm totul, filmările, ca să poată să vină toată lumea până la urmă. Restul creatorilor de conținut puteau să vină în orice zile, pentru că nu aveau facultate, nu erau ținuți în instituție, cum eram eu, câte o săptămână, câte două, deci nu era nicio problemă. Dar în cazul meu, mă aflam în stajul de practică în acele săptămâni, în acele zile și automat trebuia să-mi fac programul așa fel încât să mă prezint și la practică, dar și la filmări acolo la Bass House. Am reușit chestia asta, am vorbit cu Shelly și cu echipa de producție, până la urmă am setat zile de filmare, zilele mele cel puțin, în așa fel încât să nu coincidă cu stajul de practică, să mă pot duce și la practică și la filmări, cu toate că era un program foarte dificil, în sensul în care în majoritatea timpului, 12 ore eram la filmări, după, fără nicio pauză, fără absolut nimic, mergeam 12 ore la practică, terminam practica și mai aveam încă 12 ore de filmări. Deci 36 de ore în mod continuu, eu ba filmam, ba eram la practică, dar de lucrurile astea nu e vinovat nimeni, pentru că până la urmă eu mi-am asumat faptul că vreau să fac și filmul respectiv și să merg și la stagiul de practică. Și am reușit lucrul ăsta, nu s-a întâmplat absolut nimic. Cu toate că eram puțin obosit, puteam să-mi fac, să-mi îndeplinesc atribuțiile și acolo în stagiu de practică ca student al Academiei de Poliție și să fac treaba și pe partea cealaltă în ceea ce privește filmul. Până într-un anumit punct, la un moment dat, din cauza unei zile în care a plouat sau ceva de genul, s-au decalat cu totul filmările. Deci dacă trebuia să filmez luni în mod normal, s-au schimbat datele, s-a mutat miercuri, după aia ce trebuia să filmez vineri s-a mutat duminică și automat pentru filmare coincideau cu stagiul meu de practică. Imediat cum am aflat lucrul acesta, am sunat la aeroport unde făceam stagiul de practică și am încercat să vorbesc despre acest subiect, să pot să schimb și eu tura. Practic, la aeroport se lucrează în 3 ture. Eu eram, din câte știu, pe tura 2. Dacă o schimbam și luam tura 3, era totul perfect. Îmi deplineam și orele de practică, puteam să mă duc și să filmez și nu deranjam pe absolut nimeni. Am explicat faptul că dacă nu pot să schimb tura respectivă, nu am cum să mă prezint în acele zile la practică, pentru că aveam să plătesc oamenii, să plătesc despăgubiri foarte mari. Vă dați seama, semnasem și eu un contract, ziua de filmări e câteva zeci de mii de euro, deci nu puteam să încurc atâta lume. Pentru ce? Bă, ideea e că noi, tu ca persoană, n-ai cum să blamezi deciziile altei persoane. Că nu e viața ta. Fiecare face ce vrea. Cu ce te-a afectat viața cuiva dacă Adrian a ales până la urmă să aleagă cariera asta de influențăreală? Că va merge, că nu-i va mai merge pe viitor, e decizia lui, alegerea lui, nu va afecta cu nimic viața ta, gen. Pentru că puteam rezolva lucrurile astea foarte simplu. În mod normal, dacă vrei să schimbi tura de practică, n-ar trebui să ai nicio problemă. Nu trebuie să aduci niciun motiv, dar pur și simplu, mie atunci mi s-a refuzat. Nu știu de ce, nu crease nicio problemă acolo. Mi s-a spus doar că se decalează și sunt mulți studenți pe alte ture și nu se poate. În momentul acela eu am explicat foarte frumos acolo la aeroport: Doamnelor, mă scuzați, chiar nu vreau să o luați personal, să zic așa, nu vreau să vă supăr pe dumneavoastră, vă pun și mesajul pe ecran ca să vedeți. Să rămân la sesiuntura de noapte, trebuie să mă duc după ora 12 de la fel pentru fiu și nu pot să fiu prezent, cum a spus dumneavoastră. În ziua aceea poate pot face o tură două în plus, în timpul practicii propriu-zis și apoi să recuperez în două weekenduri tot ce am în lipsă. Dă seama că nu le-a convenit și la ea, ești nebun la cap. Sunt super strict, mă, cu aia, mă. Vedeți cum am exprimat, adică nu a fost în niciun caz o lipsă de respect la modul nu pot să vin la practică, mă, că mă duc eu filmez, eu sunt actor.
Nu, am explicat faptul că nu e nimic personal, dar pur și simplu în zilele respective nu pot să vin, o să fac un raport de învoire. Am făcut rapoartele respective pentru toate zilele în care am lipsit și urmează să... Imaginea nu ți-i facă sunt pe TV? Aaaa, smați un kid! Recuperez orele. Dumnealor de acolo de la aeroport au înțeles situația până la urmă și a rămas ca după ce termin stajul de practică cele... Bă, Popovici, da, care a câștigat, care a dus aur, odată. Acum iar la Olimp, bă, la Olimpici a dus aur. Ascultați-mă ce vă zic. Popovici, da? Popovici. A luat aurul la Olimpici iar, acum. Și l-au văzut ăștia că era într-o mașină. De asta mai scumpă. Și a început lumea cu aia să-l critique pe Facebook. Bă, despre ce pula mea vorbim cu aia? Despre ce morții noștri vorbim? Despre ce vorbim? Bă, coai, dați-vă, mă, vedeți-vă, vă, de viața voastră, bă, trebuie familia voastră, că, bă, vă trebuie 100 de vieți să ajungeți ca alea și nebun la cap. Să faceți ce a făcut ăla, coai. 3-4 ture sau cât lipseam, Doamne, de acolo, de la aeroport. Eu când am văzut, mi-a căzut față și nebun când am văzut pe Facebook. Le recuperez, pentru că așa spune regulamentul, o să vă arăt mai târziu. E, se termină toată treaba, se termină practica, se termină și filmările și trebuia să ajung înapoi la academie. Practica, să zicem că se termina vineri, eu, pentru că eram descazarmat, adică... Să vă explic puțin ce înseamnă. Dacă ești descazarmat, poți să pleci după cursuri, să dormi acasă și trebuie să vii a doua zi dimineață. Nu mai ești obligat să dormi în academie, trebuie să vii la cursuri de dimineață, să-ți faci sectoarele și toate lucrurile respective pe care le fac și alți studenți. Dar după terminarea cursurilor, pleci pe la ora, nu știu, 2:30, da, cursurile se termină la 1:30, pe la 2:30 pleci și poți să dormi acasă la tine, să nu mai dormi în unitate. Bun, deci eu fiind descazarmat, nu trebuia să mă prezint de duminică seară ca ceilalți studenți, ci de luni dimineața, aia era obligația mea. Contextul fiind că începea semestrul al doilea, noi trebuia să aducem cereri... Da, băgate, editorul ăsta, mă, că ți-ai și curat apă sunete pe fundal. Ne-ai înnorocit. Noi de descazarmare, pentru că cele de pe semestrul întâi nu mai erau valabile, trebuiau reînnoite. Toți studenții care au fost descazarmați și noi studenți care doreau acest beneficiu, am făcut cererile respective. Toate au fost acceptate în afară de una singură, care credeți a mea. În primul rând, cererea de descazarmare constă în faptul că trebuie să prezinți o dovadă a domiciliului în județul Ilfov sau municipiul București. Deci nu trebuie absolut nimic de adus, de să te duci la notar, nu trebuie nimic. Trebuie doar să prezinți dovada că locuiești în municipiul București sau în chirie sau la casa părinților tăi, nu contează lucrul acesta. Deci cererea mea de descazarmare nu avea absolut nicio problemă. Am îndeplinit toate condițiile pentru a mă bucura de acest beneficiu, pentru că e un beneficiu să pleci de acolo din ghena aia și să stai la tine acasă, să mănânci mâncarea ta, să dormi la tine în patul tău. Am încercat să sun la academie să vorbesc despre acest subiect, dar nu mi s-a răspuns la telefon, nu mi s-a răspuns la mesaje. Mi se părea că e nedrept, nu înțelegeam de ce. Până la urmă, fiind cererea refuzată, nu am vrut să accept această decizie care mi se părea total greșită, total eronată. Și am venit la academie luni dimineața, exact cum trebuia eu, din calitatea mea. Clar ce au vrut ea de la academie, n-au vrut să joace în film, clar, punct. Dacă timp de 4 ani de zile nu i s-a impus nimic, nicio măsură drastică, nicio pedeapsă, da? În momentul când a ajuns la film, ești nebun la cap, efectiv, oamenii l-au pus să aleagă, dar l-au pus să aleagă cum? Așa, gen. Pe dedesubt, așa. A mea de student descazarmat. Luni dimineața, când m-am prezentat în fața instituției, nu mi-a fost permis accesul, nu am putut să intru în academie și am plecat, nu, înapoi la chiria mea, unde stăteam acolo, și m-am gândit la ce voi face pe viitor. Am ajuns acasă, m-am gândit ce pot să fac în condițiile respective, nimeni nu răspunde la mesaj, nimeni nu-mi dă un motiv pentru care doar mie mi s-a refuzat cererea de descazarmare. Luni, automat, nu mi s-a permis intrarea în instituție, nu am venit la cursuri, automat, pentru că n-am putut să intru pe poartă, mi-au spus că trebuia să vin de duminică seară. Marți, la fel, nu mi s-a permis intrarea în instituție și, până la urmă, am reușit marți seara să ajung acolo, să vorbesc cu cineva, cu un reprezentant al conducerii din academie. Acum o să vă explic pe scurt ce s-a întâmplat între discuția dintre mine și persoana respectivă. Persoana respectivă mi-a spus că am avut niște probleme în practică. Bă, să-mi fie cu iertare ce zic în următoarele lucruri. Când am dat eu carnetul, când l-am dat eu, era o femeie care a dat traseu, a coborât în mașină și polițistul i-a spus, fă, la tigaie cu tine. A venit bărbatul la femeia aia, l-a luat pe polițist ca lumea. Dar și merita. Și merita polițistul, l-a luat ca lumea. Băi, cum îți spuneți, bă, tu să vorbești cu nevasta mea, ești nebuna, ca să spui tu nevasta mea.
du-te la tigaie. Ce înseamnă asta? Dar ce înseamnă asta cu aia? Și acum cât, mă? Sunt 10 ani, să zic. Dă-mă dreacu de treabă, ești nebun la cap. Și din cauza acestui lucru mi s-a refuzat cererea de descazarmare, cu toate că pe mine nu m-au întrebat ce s-a întâmplat, nu au cerut niciun raport de învoire, poate eu chiar aveam un raport de învoire, nu la modul că am fost la niște filmări, la modul că am avut o problemă reală, poate aveam un medical, nu știu, habar nu am. Nu s-a discutat cu mine. Și era un nene, cred că avea 50 de ani, cred că avea. Oricum e la pușcărie acum, cât, nu știu ce dracu a făcut. Mie despre acest lucru și doresc să vă precizez Carmaițăriel. Da. Faptul că dacă absentezi în stagiul de practică, din punct de vedere al regulamentului Academiei de Poliție, nu vei fi supus unei sancțiuni. Există regula respectivă în regulament. Să-ți îndeplinești toate orele din stagiul de practică, dar nu are o sancțiune, nu poți să mă sancționezi pe chestia asta. Stagiul de practică trebuie efectuat integral de către fiecare student. Ziua, precum și perioada de practică, neefectuate potrivit alineatului 1, trebuie replanificate până cel mai târziu în ultima zi de vinerea lunii septembrie din anul universitar respectiv sau în timpul semestrului după amiaza și în zile de weekend în măsura în care permite programul beneficiarilor. Ce înseamnă acest lucru? Exact ce v-am spus. Eu, dacă absentez din practică, trebuie doar să refac orele respective. Pe weekend sau când mi se permite, în vacanță, înainte de sesiune, deci aveam tot timpul din lume să recuperez cele 4 ture. Până la urmă 4 ture înseamnă 12 ore. Nu era absolut nicio problemă, nu era nimic de sancționat. După părerea mea, această decizie a fost luată din orgoliu, pentru că ei știau ce înseamnă pentru mine descazarmarea. Practic, dacă puteam pleca după cursuri, îmi puteam face videoclipurile pe care le postam pe TikTok, pe Instagram, mai puteam face un live în perioada în care făceam live-urile și pe mine m-a încurcat foarte mult acest lucru. Știau că am contracte în desfășurare și că trebuie să plătesc despăgubiri oamenilor că nu le-am dus până la final și să-mi facă rău, cât mai mult rău. Și au reușit până la urmă, pentru că cu cererea aia de descazarmare refuzată, mi-au tăiat aripile. Eram până la urmă legat de mâini și de picioare, nu mai puteam să fac nimic. În primul rând eram blocat acolo la academie și nu mai puteam să fac nici ce făceam în online, nu mai puteam să mă duc la caravana filmului, nu mai puteam să duc la sfârșit contractele, că aveam contracte cu diferite. Pe clar, mă, asta a fost motivul cu aia, adică logic, filmul a fost. El cumva i-a spus lui Shelly, bă, hai să filmăm când pot și eu părțile mele, hai să le filmăm când pot și eu. A făcut cumva Shelly așa, din cauza că a plouat atunci, s-a decalat filmările, bam, bam, a intrat peste tura lui Adrian și Adrian a avut de ales, clar. Aia a avut. A cerut schimb de tură, bă, frate, vreau și o schimb de tură, că uite așa vreau să filmez și eu aici. Îi a spus nu se poate, Adrian nu s-a dus. În momentul ăla el a zgrămat cu bățul pe-n gard. I-a zis cum e câinile ăla care mușcă pe-n gard. A băgat bățul la câini în gură și a făcut așa. Ăla a fost motivul, clar. Brandul, deci eram într-o foarte mare problemă. Am încercat să discut chestia asta, am făcut un nou raport de descazarmare, am făcut un raport și în legătură cu problemele respective. Am spus, am enunțat ceea ce s-a întâmplat cu filmările, nu a fost nimic intenționat. Vreau să refac orele de practică, deci am spus clar, negru pe alb. Vreau să refac orele de practică. Până la urmă, cererea a fost refuzată și s-a luat și decizia de a fi consemnat. Consemnarea înseamnă că nu mai poți să ieși din academie pentru o perioadă de timp. Acum să citim un pic regulamentul și să vedem ce spune despre această decizie a consemnării. Această decizie a consemnării poate fi luată de către mai multe persoane, după cum vedeți, prorector, decan, prodecan. În fine, decizia în ceea ce mă privește pe mine a fost luată de către comandantul de batalion, unde limita este de 10 zile. Practic, eu 10 zile puteam să fiu consemnat, 10 zile nu puteam să ies din academie. Cu toate că există această limită, perioada consemnării mele a fost de 43 de zile. Deci din punct de vedere legal, din punct de vedere al regulamentului de fapt, eu nu puteam să ies din academie pe o perioadă de 43 de zile. După părerea mea, nu sunt expert în acest subiect, mi se pare că orice trece de limitele regulamentului intern intră sub jurisdicția legilor țării, da, legilor codului penal, Constituției României, exact cum am mai spus. Așadar, dacă limita maximă era de 30 de zile la decizia rectorului, dacă eu am fost consemnat 43, ce înseamnă lucrul ăsta? Mie mi se pare o privare de libertate. Eu nu puteam să ies din instituția respectivă, din academie. Dacă mă duceam la poartă, mă oprea jandarmul, mă trimitea înapoi, nu puteam, nu aveam dreptul la liberă circulație. Înțeleg faptul că este o sancțiune, înțeleg faptul că sunt într-o instituție militară, cu toate că, după cum am mai spus eu de multe ori, noi avem doar obligațiile unui militar, nu și drepturile, nu mai vorbim despre acest lucru. Înțeleg toate lucrurile.
Te punem ăștia, o impresie că dacă se duc în armată acum, eu știu că am prieteni, am impresia că dacă se duc în armată, oamenii, înțelegi, luptă, apără drapelul României. Te ia de te pune și nebun la cap când sunt inundații, te pune să ajuți, te pune să mături până curte, să strângi pietre, să cutare, să dai zăpada la o parte. Astea vin. Asta e o sancție, dar are o bază legală, nu? 30 de zile, durată maximă. Cum să-mi dai 43? Am vorbit despre acest subiect, îi tot întrebam cât mai trebuie să stau. Îmi dădea o alarmă pe la 11-12 noaptea, nu puteam să dorm, nu puteam să fac. Până la urmă, dacă făceam lucrul acesta, sunt povestea și o instituție de respectat, nu? O instituție mare din România și mă prindeau, au destul personal, mă gândesc. După toată treaba asta, au început o serie de comisii pe diferite probleme. De exemplu, am avut la un moment dat niște concedii medicale, am adus dovada respectiv, am adus concediul medical, l-am vizat acolo la cabinet, care oricum cabinetul ăla e fai de capul lui, medicul respectiv vine o zi pe săptămână, dacă vine și aia, eu nu știu ce medic există acolo în academie, mai sunt câțiva asistenți care îți mai dau medicamente expirate maxim, adică nu ai ce să faci cu cabinetul ăla, stă absolut degeaba în instituție. Am dus la momentul respectiv scutirile, n-a fost absolut nicio problemă și acum care e treaba, cum se întâmplă? Dacă un student are un concediu medical, aduce scutirea, o duce la cabinet, dar nu neapărat. Mi se spunea uneori să vizăm scutirea respectivă, dar nu era ceva obligatoriu. Luai scutirea, o dădeai comandantului și comandantul ce făcea cu ea? Absolut nimic, se uita pe ea, vedea că e ok, e tot în regulă și o arunca probabil, nu o ține nicăieri. Nu există o evidență a concediilor medicale în cazul niciunui student. Nu există o evidență. Neexistând o evidență, o manieră procedurală din partea lor, pentru că e greșeala lor, automat era foarte ușor să mă incrimineze pe mine, să mă bage într-o comisie pentru că n-am adus scutirile respective și automat am lipsit demotivat fără scutire. S-a întâmplat chestia asta, au vrut să mă bage într-o comisie, până la urmă nu au reușit din prima pentru că am vorbit pe subiect și am vorbit ceea ce trebuie și și-au dat seama că greșesc. În cele din urmă... Ți-a foame? Am eu viața mea un kebab, are vreo 6 ore, dar nu-l iert. Într-un final am fost subiectul unei comisii care la sfârșit a luat decizia de a mă sancționa cu preaviz de exmatriculare. Acum hai să vedem preavizul, să-l citim tot, să-l citesc eu pentru voi, o să-l aveți pe ecran și să vă spun de ce mi se pare că este o decizie ilegală, o decizie eronată. La data de 10.03.2024, studentul Dumitru Adrian Vasile nu s-a prezentat la sediul unității la data și orele precizate de către comanda Academiei. Deja v-am povestit acest lucru, după ce mi-a fost refuzată cererea aceea de descazarmare, nu am putut să intru în Academie pentru că m-am prezentat exact luni dimineața, cum trebuia eu din punct de vedere legal și corect. Nu mi-a fost permisă intrarea în Academie nici luni, nici marți, până la urmă am intrat marți seara și practic astea sunt absențele respective de care se vorbește aici în preaviz, dar o să revin asupra acestui subiect. Al doilea lucru ar fi, pe parcursul perioadei de practică, acesta a absentat nemotivat, în mod repetat de la activitățile specifice practicii de specialitate. Da, deci acele ture de practică despre care v-am povestit, dar care, din punct de vedere al regulamentului, nu ar implica o sancțiune. Pur și simplu, eu trebuia să fac acele ore înapoi, să mă duc în practică în weekend și să îndeplinesc toate orele respective, să mai fac încă 4 ture la aeroport. Acest lucru nu s-a întâmplat, cu toate că domnii erau obligați să facă toate lucrurile în așa fel încât să-mi reiau stagiul de practică. Este o procedură foarte simplă, sunt 2-3 foi de făcut, nu era mare lucru. Doar că nu și-au dorit, au vrut să mă incrimineze pe acest motiv, nu au vrut să refac acele ore și automat am intrat sub incidența regulamentului, dar nu din cauza mea. Eu am fost binevoitor, n-am fost de rea credință, am vrut să fac toate lucrurile respective, doar nu mi s-au pus la dispoziție. Al treilea motiv care mi se pare absolut penibil, în data de 9.1.2024, studentul Dumitru Adrian Vasile a absentat nemotivat de la activitate, s-a prezentat în ținută civilă și nu în uniformă, încălcând astfel obligația prevăzută de bla bla bla. Deci, practic, noi avem aici 3 motive, între care există diferență de câteva luni. Mie mi se pare că dacă... Dar nu știu cum să fac cu aia, să mă rămâs că n-am făcut în viața mea. Oferi această sancțiune de preaviz exmatriculare, studentul respectiv ar trebui să aibă niște probleme... Murind de râs dacă fac. Continue, constante, într-o săptămână, în decurs de câteva zile. Nu poți să te legi de treaba asta și să o pui în raport cu un lucru care s-a întâmplat acum o săptămână. Nu are absolut niciun sens, pentru că acolo n-am omorât un om în ianuarie. Am fost în ținută civilă, cum au zis, la un curs. Și acum vă explic ce înseamnă asta, de ce am fost. Noi la Academie aveam ceva ce se numește oră liberă. Practic, o oră și jumătate trebuia să stai într-o sală de curs și să, nu știu, să înveți. Era un fel de studiu obligatoriu, dar nu făcea nimeni, absolut nimeni, acest lucru. Mergeai acolo la sală de curs, stăteai pe telefon, mai jucai un joc de cărți cu băieții, cu fetele, cu colegele, mai vorbeați, deci absolut nimeni nu învăța. Și automat mie mi se pare un lucru prin care ei doresc să-și impună autoritatea prin forță. Astea sunt niște lucruri de pe timpul lui Ceaușescu, eu nu sunt de acord cu ele. De ce
De ce ar trebui să mă duc într-o sală de curs să stau pe telefon, în loc să stau la cameră și să dorm dacă mi-e somn? După ce când ne trezeam la 5:30, nu aveam nici de mâncare, nu aveam nicio condiție, mai stăteam și o oră jumate în sală, acolo, în sala de curs, la clasă și nu făceam absolut nimic. Eu, mulți studenți, alegeam să stăm la cameră în acea perioadă. Nu ne mai luam uniforma care oricum ne strângea, ne... Îți strica ziua, când luai de dimineață uniforma aia, n-aveai chef de absolut nimic și nu mai mergeam, pur și simplu. Nu mai mergeam la clasă, stăteam la cameră, nu era nicio diferență, făceam aceleași lucruri. Ba poate chiar la cameră dormeam mai bine, că oricum și acolo dormeam, dar în loc să dormi pe bănci, dormeam și noi în pat, nu? Mi se pare o decizie logică pe care o luam, dar nu funcționează lucrurile așa în academie. Doresc să fim obedienți noi studenții, dar nu-și dau seama că ei nu ne impun respectul necesar pentru acest lucru. Nu mă mut, bă, decât așa la Insula Iubirii, râsul. Autoritatea nu trebuie să fie impusă prin forță și prin astfel de decizii. Gândiți-vă un pic că după cursuri, de obicei, ne puneau să strângem, uite, toamna, să strângem frunzele, să adunăm pietrele din fața pavilionului. Păi cu ce te încurcau, mă, pietrele, petricele din alea? Doar să ne țină ocupați, doar să, din nou, să-și impună autoritatea asta falsă pe care o au. Că până la urmă, pentru mine, autoritatea înseamnă ceea ce vorbesc eu cu un student în particular despre persoana respectivă, despre comandant, despre rector, prorector și toate cadrele academiei. Adică degeaba în fața dumnealor adunam pietrele alea și frunzele și ce ne spuneau, dacă eu pe la spate ziceam că sunt niște oameni de nimic, adică autoritatea nu reprezenta nimic, absolut nimic. După ce am luat preavizul de exmatriculare, am fost inclus într-o altă comisie de cercetare disciplinară, pe motivul că, exact ce v-am spus cu absențele respective, că au găsit un procediu medical de anul trecut, în 2023, eu trebuia să aduc dovezi. Ce dovezi să aduc? Ce voia să aduc? Ce mai puteam să aduc? Termometru? Că aveam febră? Ce puteam să aduc din perioada aia? Și am întrebat pe dumnealor, doriți să mă exmatriculați? Mi-au răspuns da. Am întrebat, cât durează acest proces? Pentru că eram încă consemnat, nu puteam să ies din academie. Cât durează acest proces? Păi vreo 2-3 săptămâni. Ok, în cazul în care durează 2-3 săptămâni, eu plec de pe acum, nu mai vreau să aștept aceste 2-3 săptămâni. Dacă într-un final, oricum o să fiu exmatriculat. Zis și făcut, mi-am făcut bagajele și am plecat de la academie. O săptămână, după ce a trecut săptămâna asta, a venit un cadru al academiei la mine, la budeasa, la poartă, să vorbească personal cu mine, să vin înapoi în academie. Cu toate că decizia pe care o luasem a fost de față cu dumnealor, cu cele mai mari grade din Academia de Poliție, a venit la mine la poartă, a vorbit cu mama și cu tata că eu nu eram acolo acasă și mi-a spus să vin înapoi, că nu se întâmplă nimic, că am înțeles eu greșit, că nu am cum să mă dea afară, că habar n-am, tot felul de motive, nu înțelegeam ce se întâmplă. Până apoi în Academie am stat o zi, două, nu s-a întâmplat absolut nimic, după din nou am fost anunțat că trebuie să vin într-o comisie, ca așa, ca așa. Deja mi se luase, eu eram învățat, ca să înțelegi. Eu eram învățat cu gândul că o să fiu exmatriculat. Nu plecam de dragul de a pleca. Știam că vor să mă exmatriculeze, orice s-ar fi întâmplat, ei mă exmatriculau. Totuși, cunoșteam faptul că preavizul, din punctul meu de vedere, este o decizie ilegală pe care au luat-o și oarecum așteptam să văd. Ia, vrei să mă exmatriculați? Eu unul mă gândeam să dau în judecată, să acționez în instanță asupra deciziei, încă mă gândesc, nu știu ce să fac, dar după părerea mea, eu am dreptate, acel act este ilegal și haideți să vă povestesc de ce. Unul la mână, problema aceea cu stagiul de practică, v-am spus, este o situație nesancționabilă din punct de vedere al regulamentului. Doi la mână, problema aceea cu faptul că am fost într-o uniformă civilă la un curs e una prea mică, e una minoră, nu poți să te legi de chestia asta într-un preaviz de exmatriculare, voi vă gândiți. Trei la mână, n-am fost sancționat absolut niciodată. Până la urmă, chestia cu cazierul funcționează și aici la Academie, pentru că mi se pare ilogic să nu fiu sancționat 4 ani de zile. Preaviz, n-am avut avertisment, n-am avut mustare, direct s-au dus la preaviz. Cele două zile în care am absentat, da, poți să zici, domnule, nu a fost băiatul la cursuri atunci două zile, a absentat din Academie, dar v-am spus care a fost motivul. Eu mă consideram descas armat, așa trebuia să fiu și nu mi-a fost permis accesul în unitate. Toate cele trei nu se leagă între ele, nu au o continuitate, n-au o constanță, v-am spus. E o chestie care s-a întâmplat în ianuarie odată, după se coroborează cu ceva din stagiu de practică, după, da, hai, cu stagiu și că n-am venit în cele două zile, să zic, dar chestia aia ce treabă are din ianuarie și eu trebuia să dau declarație acolo în comisie despre ce s-a întâmplat și ce puteam să zic. Mai știi, băi, nu știu ce am făcut ieri, ce am mâncat ieri, eu trebuie să zic ce am făcut în ianuarie. Pe lângă lucrurile astea, există o chestie numită dublă sancțiune, este un principiu. Nu poți să fii sancționat de două ori pentru aceeași faptă. În primul rând, atunci în ianuarie, când nu am fost eu la curs sau am fost în uniformă civilă sau ce au zis ei, am fost sancționat. Pentru că dacă iau informația că eu nu am fost acolo la cursul respectiv, automat, din punct de vedere procedural, eu am întocmit un raport în urma unei sancțiuni. Sancțiunea respectivă, normal,
normal, constant, consemnare. Probabil am fost consemnat o zi, două, un weekend, o săptămână, nu știu, că mie îmi dădeau cum după capul. Și alte două lucruri expuse în regulament, am fost sancționat cu decizia de a mi se refuza, cum îi zice, cererea de descazarmare o dată și a doua oară de a fi consemnat pe o perioadă de 43 de zile. Deci pe lângă preavizul de exmatricloare, în urma celor două lucruri, eu am fost și consemnat 43 de zile și mi s-a refuzat scoare plus comisii, plus una alta, plus presiuni, plus du-te la mama și la tata acasă. Adică, după părerea mea, e un lucru logic faptul că nu puteai să te legi într-un preaviz de exmatriculare de niște chestii pe care deja l-ai sancționat din punct de vedere al regulamentului. De ce mai trebuia să-mi dai și preaviz de exmatriculare? Din moment ce eu mi-am luat fapta, nu? Mi-am luat pedeapsa, am stat în Academie 43 de zile. Cam asta este povestea propriu-zisă despre exmatriculare. Puteți să vă faceți voi o părere. În opinia mea, tot ce am zis este real. Tot ce am zis poate fi probat din punct de vedere legal. După cum bine știți, nu cred că sunt singurul care a auzit de acest lucru, de dublă sancțiune. E un lucru care are precedent, adică se ține cont de faptul că nu poți fi sancționat de două ori pentru același lucru în Academie, adică nu e un lucru pe care l-am inventat eu. În concluzie, dar exact ca la fotbal, dacă dai gol și a fost fault înainte, se duce ăla la VAR, pac! S-a uitat pe televizor și ți-a luat golul. Exact așa ar trebui să se fi întâmplat și aici, nu? Preavizul este ilegal, exmatricularea este ilegală, pentru că a survenit în urma preavizului, nu? În legătură cu exmatricularea ca act propriu-zis final, aceasta a venit în urma, tot așa, unei comisii despre niște concedii medicale de acum un an. Oricum, eu eram deja învățat cu gândul, eu deja plecasem din Academie, adică știam că în data X o să fiu exmatriculat. Cunoșteam lucrurile astea, pierdeam foarte mulți bani deja stând acolo, trebuia să plătesc la oameni că nu fac contracte, nu mai aveam, nu mai postasem niciun videoclip, nu mai postasem absolut nimic și de ce să stau acolo dacă știam oricum sigur din interior că voi fi exmatriculat. Vă las pe voi să trageți concluziile, acum vreau să vorbesc un pic despre condițiile din Academia de Poliție și ce am întâmpinat în acei 4 ani de zile și totodată să vă dau niște sfaturi viitorilor candidați. O să fie o discuție liberă, vreau să vorbesc cât mai liber, nu mai vreau să intru în detalii juridice, o să vă spun fix ce trăiam în fiecare zi acolo. În primul rând, să începem cu mâncarea. După părerea mea, mâncarea aia nu e comestibilă. Dacă... Mă, ăștia sunt viermi sau nu sunt viermi? Bă, cred că sunt... Mai aveam câte... Macaroane, mă, nu cred că sunt viermi. Ar fi urât să fie viermi. Un coleg care își lua 2-3 porții, sincer, poate așa e organismul lui și acceptă lucrurile respective pe care să mănânc. Eu, când am început Academia de Poliție, nu-mi permiteam nici să-mi dau comandă fiecare zi. Poate aveam, nu știu, 50 de lei pe săptămână. Nu, ăștia care sunt la volan, ăștia care sunt la volan, stați cu minți, ăștia care suntem acasă. Din care trebuia să trăiesc, e bine că nu fumam și nu făceam absolut nimic, adică ce altceva. Nu fumam, măcar nu dădeam banii pe țigări, dar 50 de lei trebuia să-mi ajungă într-o săptămână. Poate colegii mei nu aveau nici acei 50 de lei, sunt o grămadă de oameni care vin de la case de copii, care nu au o situație foarte bună financiară acasă și automat, dacă nu poate să mănânce la cantină, ce fac? Fac foame. Luam ciocolată din aia, că era ciocolată cea mai ieftină, logic, la 50 de bani cât era, și mâncam câte 2-3 ciocolate, ciocolăți, ciocolături. Condițiile din cameră, mizere, nu aveai absolut nimic, nu aveai voie să-ți aduci un sandwich maker, un toaster, spuneau ăștia că dăm foc la Academie. Deci, pe lângă că nu puteai să mănânci la cantină, nu mai puteai să faci nici nimic. Bă, asta mi se pare prea mult cu sandwich maker, la dracu, nu poți să-ți faci tu un sandwich. Pula mea coaie, să faci un sandwich. Că noi, generația asta, suntem rupți în gură de sandvișuri. În cameră, să ții o pâine, să ții și tu niște pare... este inutil și nu te ajută cu nimic în ceea ce vei întâmpina pe parcurs. În afară de câteva legi pe care trebuie să le știi automat, de drept penal, de drept civil, dar ce facem noi din punct de vedere procedural, din punct de vedere practic, nu ne ajută. Care erau puși în această poziție au răspuns negativ. Nimeni nu a mai fi dat, nici eu, nici... Tot, deci toată lumea, n-am auzit un singur da. Deci toți studenții care au fost, care au stat atâția ani de zile la Academie, regretă faptul că au luat această decizie. De fapt, care ani de zile? Pentru că dacă întrebi un student ce e de o săptămână în Academie, o să-ți răspundă tot că nu, că a luat o decizie proastă. După părerea mea, dacă intrați la Academie, sunteți în anul întâi și vedeți toate lucrurile care se întâmplă, vedeți faptul că... Nu ai ce să faci acolo, nu poți să stai 3-4 ani în jegul ăla, nu poți să stai în condițiile respective, în toată lipsa de respect pe care urmează să o întâlniți. Dacă...